Apoi un jurist spuse: dar în ceea ce privește legile, stăpâne, ce ne pot spune? Și el grăi: vă complaceți în a stabili legi, dar vă complaceți și mai mult în a le încălca. Asemeni copiilor care se joacă pe țărmul oceanului și care, cu perseverență, construiesc cetăți de nisip și pe care tot ei le distrug râzând, dar în timp ce înălțați aceste turnuri, oceanul aduce și mai mult nisip, iar când le dărâmați, oceanul râde cu voi. Într-adevăr, oceanul râde întotdeauna cu cei inocenți. Dar ce e cu cei pentru care viața nu-i un ocean și pentru care legile omului nu sunt doar turnuri de nisip? Pentru care viața este o stâncă, iar legea o daltă cu care voiesc asculta după propria lor asemănare. Ce putem spune despre ologul care îi urăște pe dansatori? Sau despre boul care își iubește jugul, văzând în căpriorii și elanul pădurilor fături rătăcite sau vagabonde? Dar despre bătrânul șarpe, care nu-și mai poate lepăda pielea și care îi numește pe ceilalți mai tineri, despuiați și fără de pudoare? Și despre cel care, de vreme sosit la nuntă, se giftuie repede și obosit apoi, se ridică afirmând că orice petrecere e un păcat și orice nuntaș un păcătos? Ce pot spune aici despre aceștia decât că și ei stau în lumină, dar cu spatele la soare? Ei nu-și văd decât umbrele, iar umbrele lor sunt legile după care trăiesc. Și ce este soarele pentru ei, dacă nu doar izvorătorul de umbre? Și ce înseamnă pentru aceștia recunoașterea legilor, dacă nu faptul de a îngenunchea și a-și desena pe pământ propriile umbre? Iar voi, care mergeți doar cu fața spre soare, ce imagini oglindite de pământ vă vor păstra? Ori voi, care călătoriți după vânt, ce giuretă va orienta drumul vostru? Care lege omenească vă va încătușa dacă veți fărâma jugul de porțile închisorilor? De care legi vă veți teme dacă veți dansa fără ca niciun lanț de fier să vă împiedice? Și cine va putea să vă dea în judecată vreodată dacă vă veți sfâșia veșmintele, dar nu le veți azvârli în calea altora? Oameni din Orfales, puteți să ascundeți tamburul și să desfaceți corzile lirei, dar cine va putea interzice vreodată ciocârliei să cânte?